Aproximativ 50 de membri PNL din Făgărea s-au alăturat protestatarilor din întreaga țară. Aceștia au plecat în această dimineață cu un autocar spre București pentru a manifesta alături de alte mii de protestatari. Mitingul USL din capitală începe la ora 15:30 de la Arcul de Triunf. Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! La mitingul USL organizat astăzi în capitală au plecat și aproximativ 50 de membri PNL din Făgăraș. Tineri și seniori, membrii ai partidului, s-au adunat încă de la primele ore ale dimineții în fața casei de cultură, pregătiți pentru a mărșolui pe străzile Bucureștiului. Mergem într-un grup organizat de către Partidul Național Liberal la București, la miting organizat de USL. Un miting care se va desfășura pașnic, nu vor fi cu siguranță probleme. Ne pare rău că nu au fost mai multe locuri, deoarece dorința făgărășenilor a fost foarte mare de a merge la acest meeting. În schimb, mergem doar reprezentanții partidului. În cadrul organizat să avem totuși sub control persoanele care merg, să nu fie probleme din partea grupului nostru. Oamenii sunt nemulțumiți de nivelul de trai scăzut și au spus că se duc la București pentru a-și striga nemulțumirile. Mergem la București, mergem cu organizația PNL Făgăraș. Suntem mai multe organizații din județ. Ne ducem acolo să ne cerem drepturile, pentru că credem și suntem convinși că doar la București și doar ieșind în stradă putem să ne facem auziți. Mergem la București pentru un trai mai bun, să dăm guvernul ăsta incompetent jos, pentru că nu se mai poate. E chiar un guvern de incompetenți, de incapabili, nu fac nimic în sensul bun. Oamenii mor de foame, n-au servicii, n-au unde sta, pur și simplu au ajuns la limita răbdării. S-a obținut autorizație la București pentru o manifestare și din Făgăraș vor merge un grup de 46 de persoane. Am avut cerere să meargă mult mai mulți oameni, nu avem posibilitatea noi să susținem. Oamenii sunt nemulțumiți, vor să-și arate și să-și exprime nemulțumirea și vor să participe solidar la toate acțiunile care s-au petrecut în ultimele zile. Astăzi noi vom transmite un semnal foarte clar și răspicat din partea Partidului Național Liberal și efectele le așteptăm în Parlament și în forurile democratice ale statului. Acțiunea de protest a USL, denumită Meeting pentru Libertate, la care sunt așteptate să participe 10.000 de persoane, începe la ora 15:30, la Arcul de Triunf, de unde manifestanții pleacă în marș pe șoseaua Chiselev, până în apropierea sediului guvernului, unde rămân pentru un meeting până la ora 18:00.